Dimineața de sfârșit de februarie ne prinde pe drumul spre Hârșova. Multe nu știm despre acest oraș, în afara faptului că citisem la un moment dat un articol despre câinii ce își fac veacul pe străzile orașului, ori despre gunoaiele aruncate la întâmplare. Până una alta ne bucurăm de soarele ce se oglindește în Dunăre, de sunetul pescărușilor și de liniște. Admirăm priveliștea de la ce pare a fi un punct de observație. Ne îndreptăm către ce a mai rămas din cetatea Carsium. Lângă o parte din ruine stă legat un câine. În jur, multe gunoaie. Parcă prea multe gunoaie pentru ca un obiectiv turistic să poată primi turiști. Un panou ne arată unde suntem mai exact. Poarta de nord a cetății Carsium. Mergem mai departe, întrucât ruinele se întind până aproape de Dunăre. De aici putem privi întregul oraș, așezat atât de frumos și delimitat de apă. Ce păcat că pare al nimănui! De departe, principalele obiective din Hârșova sunt canaralele, stânci de peste 30 de metri ce se înalță deasupra apei. Pe stâncile din Amonte a fost cândva cetatea Carsium, iar pentru o mai bună apărare, parte din suprafața stâncoasă a fost ajustată pentru a servi drept bastion. Dincolo de importanța istorică, avem de-a face cu o rezervație declarată monument al naturii încă din 1943. Inspectăm stâncile din prejur și căutăm o potecă pentru a coborî la baza lor. De jos ni se afișează un peisaj spectaculos și dintr-o dată pare că am ajuns într-o altă eră. Se pare că această construcție romană ar data din 103, ca parte din ansamblul de fortificații de pe malurile Dunării. Cetatea a fost distrusă de mai multe ori, dar a fost reconstruită secol după secol. Recent am citit că au fost obținute fonduri europene necesare restaurării, dar proiectul a rămas undeva blocat și lucrările nu au mai început.
următoarea oprire, localitatea Slava Rusă, unde vom găsi ruinele cetății Ibida. Aici au fost găsite dovezi de locuire din aproape toate epocile istorice. Cele mai importante sunt vestigiile din perioada romană. Orașul, cu o suprafață de 24 de hectare, fortificația anexă și fortul, un veritabil sistem defensiv. Haide, Gmerleito. Haide, următoarea oprire este la Camena. Habar nu avem încotro trebuie să o luăm, dar știm că trebuie să ajungem la grota haiducilor. O găsim? Oprim lângă o pajiște și începem să ne uităm împrejur, doar omzări o porțiune cu stânci, deoarece porțiunile stâncoase erau locurile preferate de haiduci. Zărim o creastă stâncoasă și urcăm pieptiș. Cumva, știm sigur că suntem pe drumul cel bun. S-a ascundea bine aici. Nu mai găsim nimeni. N-avea și vizibilitate. Urcăm treptele până deasupra stâncii. De acolo putem admira peisajele din jur și întreaga localitate. Pe o uliță străjuită de case vechi și nelocuite, încercăm să găsim drumul către ultimul obiectiv din această zi, grota lui Vârlan. În adâncul pădurii, pe lângă un izvor cu apă limpede, se găsește grota celui mai de seamă haiduc al Dobrogei. An de zile, nimeni nu l-a prins pe Vârlan, omul care jefuia bogații la drumul mare, iar apoi se retrăgea în pădure. Aici
Astăzi, izvorul lui Vârlan este locul preferat de localnici pentru a depăna amintiri. Cam atât de pe plaiuri dobrogene. Vă așteptăm și data viitoare cu un nou video, tot de aici, din România.